Salutare! Astăzi facem din nou istorie în Pisieria și vorbim despre istoria Windows între anul 2001 și prezent. Cum vă spuneam în finalul primei părți, Windows Millennium, sistemul de operare care ar fi trebuit să ducă Windows în mijlocul revoluției digitale, a eșuat. Iar acum Microsoft căuta o soluție. Dacă soluția nu venea rapid, Microsoft putea pierde bătălia în fața Apple, care tocmai anunțase în acel an macOS X, un sistem de operare gândit și el pentru revoluția digitală. Microsoft decide să lase trecutul în urmă și să construiască un sistem de operare complet nou pentru utilizatorii de acasă, dar și pentru business. Era pentru prima dată când se întâmpla acest lucru, platformele erau unificate. Până atunci, sistemele pentru consumer erau bazate pe arhitectura DOS 9X, pentru consum mic de resurse, iar cele business pe arhitectura NT, care era mai stabilă, dar care cerea mai multe resurse. Deci avem DOS, resurse puține, crash-uri multe și avem NT, stabil, robust, etc. Microsoft ia o decizie surprinzătoare, oarecum, și creează, din mai multe echipe, o singură echipă care începe dezvoltarea acestui nou sistem de operare care avea să ducă Microsoft în final în mijlocul revoluției digitale. Astfel ia naștere proiectul Whistler, care avea să devină mai apoi cel mai popular sistem de operare lansat vreodată de Microsoft. Sau cum îl cunoaște toată lumea, Windows XP. Este primul sistem de operare consumer care avea la bază arhitectura NT și nu DOS. A fost lansat pe 11 octombrie 2001 și este sistemul de operare care, cum vă spuneam, a dus Microsoft în era digitală. Kernelul de Windows NT a fost îmbunătățit și a fost făcut compatibil cu majoritatea aplicațiilor existente în acele vremuri. Vechea interfață grafică din Windows 9X și 2000 a fost actualizată și a apărut un nou meniu de start, o nouă temă, Luna, și un set complet nou de iconițe și dialog box-uri. Windows Movie Maker sau Windows Media Player au primit și ele actualizări substanțiale, la fel ca și Windows Explorer sau Internet Explorer. Control Panel este de acum mai simplu de utilizat, iar toate setările sunt grupate pe categorii. Este primul sistem de operare de la Microsoft care permite fast user switching și are un login screen grafic. De fapt, nu e primul, dar na. A venit în două versiuni la lansare, Professional și Home Edition, iar mai apoi s-au adăugat și versiunile Media Center, Tablet PC Edition și X64, pentru că Windows XP este, iarăși zic, a mia oară, prima versiune de Windows pe 64 de biți. În momentul de față, în 2017, Windows XP rulează pe aproximativ 7% din calculatoarele lumii, deși suportul oficial pentru el s-a încheiat acum 3 ani. Și, în mediul business, pe 10% din calculatoare. De fapt, este și cel mai longeviv sistem de operare al Microsoft, unele versiuni primind și astăzi suport tehnic și actualizări de securitate. A existat și o versiune de server bazată pe Windows XP, numită Windows Server 2003, disponibilă și ea în mai multe ediții, dar și alte versiuni server și embedded, plus versiunea starter pentru țările în curs de dezvoltare. Sigur, aș mai putea vorbi ore în șir despre Windows XP, dar mă opresc aici, pentru că vista. Windows Vista este al doilea eșec major al Microsoft. După Windows XP, Microsoft trebuia să lanseze în 2004 Windows Longhorn, nume de cod pentru Vista, iar în 2007 Windows Vienna, nume de cod pentru Windows 7. Din păcate, Windows Vista a ajuns pe piață abia la finele lui 2006 din cauza întârzierii procesului de dezvoltare. Vedeți voi, din 2001 și până în 2004, Microsoft a tot creat build-uri de Longhorn / Vista, în care a băgat funcții noi și revoluționare pentru acele vremuri. Apar transparența pe ferestre, sidebar-ul, un nou Explorer, un nou tip de aplicații, ceva similar cu aplicațiile Metro pe care le avem astăzi, un nou framework, un nou sistem de fișiere, o grămadă de chestii noi, dar din păcate foarte instabile. Așa că Microsoft decide în august 2004 să înceapă procesul de dezvoltare al Windows Vista de la zero și să reintroducă doar acele funcționalități care au fost suficient de bine testate, plus să optimizeze codul de Longhorn. Și așa a rezultat Windows Vista, lansat în final pe piață la 8 noiembrie 2006. Și aici începe o nouă serie de probleme. La fel ca Windows Millennium, Windows Vista dădea mai mereu câte o eroare sau câte un BSOD, în special când venea vorba de periferice și de driverele asociate acestora. Microsoft a spus că de data asta nu mai era vina lor și că sistemul de operare era foarte stabil și foarte sigur și că cei care scriau driverele pentru acele periferice le scriau prost. Treaba a stat astfel de fapt.
Windows XP a avut niște vulnerabilități pe care Microsoft a vrut să le elimine complet din Windows Vista pentru a-l face mai sigur. Dar siguranța a venit la schimb cu un preț, instabilitatea în relația cu unele drivere. Unii s-au plâns și de performanțele slabe ale Windows Vista pe sisteme cu doar 1 GB de memorie RAM și procesor single core. Dar hai să vorbim și de bine! Windows Vista este primul sistem de operare care vine cu noua interfață Aero, cu Windows Search și Windows Sidebar. De asemenea, în Vista avem update-uri pentru aplicațiile Windows Media Player, Windows Movie Maker, Mail și așa mai departe. Windows Vista vine în 6 versiuni. Vine în versiunea Starter, Home Basic, Home Premium, Business, Enterprise și Ultimate. Un nou motiv pentru ca Apple să facă mișto de Microsoft. Ei spuneau că macOS vine într-o singură versiune și că Windows Vista este doar o copie nereușită după macOS. Au arătat câteva screenshot-uri în care aplicații de Windows semănau cu aplicații de Mac. Dar Windows Vista a mers în continuare și avem și o versiune server denumită Windows Server 2008. În 22 octombrie 2009 apare în final Windows Vista, Windows 7, cea mai populară ediție de Windows existentă astăzi pe piață. Este instalat pe 47% din calculatoarele lumii și este ceea ce ar fi trebuit să fie Windows Vista. Nu există diferențe foarte mari față de Windows Vista ca și interfață, suferind schimbări mici. Avem un nou taskbar, mai multă transparență, un Explorer mai bun și cam atât. Sistemul de operare însă este mult mai stabil. De asemenea avem un WordPad nou, un Paint nou, suport mai bun pentru sidebar și mai multe gadgeturi și un meniu de start un pic diferit. De asemenea, suportul hardware este din ce în ce mai bun, driverele de pe Windows Vista mergând fără probleme și pe Windows 7. Ca și ediții, avem aceleași 6 ediții, de notat este că Windows Vista Business devine Windows 7 Professional. Și ediția server se numește Windows Server 2008 R2. Cu această versiune, erorile devin un lucru al trecutului, iar Microsoft se pare că s-a întors pe drumul cel bun. Sau nu. Rămâne de văzut. În 2011, lumea avea să vadă ceva nou pe Windows. Un nou tip de aplicații, similar cu ceea ce vedeam deja pe Windows Phone și care puteau fi descărcate printr-un magazin de aplicații dedicat. Microsoft a spus că noul Windows 8 va fi prezent pe tablete, PC-uri, telefoane inteligente și așa mai departe și că noile aplicații denumite Metro vor fi disponibile pe toate aceste platforme. Este de altfel și primul Windows optimizat pentru ecrane touch. Deși foarte stabil la data lansării 26 octombrie 2012, Windows 8 a fost primit cu reticență, nereușind să devină popular. Cea mai mare greșeală a Microsoft, care a dus și la semi-eșecul Windows 8, a fost scoaterea definitivă a meniului de start, dar și mai mult a butonului de start. Multă lume a fost enervată de această decizie și nu a făcut upgrade din acest motiv la noul OS. Un an mai târziu se lansează Windows 8.1 care aduce înapoi butonul de start, dar nu și meniul de start. Aplicații third party ca Startup sau Classic Shell devin astfel foarte populare între utilizatorii de Windows 8. O altă controversă a Windows 8 a fost ediția RT. Trebuie să vă spun că Windows 8 a avut 3 ediții. Windows 8 Pro, Windows 8 Simplu și Windows 8 RT. Windows 8 RT a fost o ediție concepută pentru tablete cu procesoare ARM și nu putea rula de nicio culoare, din cauza limitărilor hardware, aplicații concepute pentru procesoare x86. Mulți oameni au cumpărat astfel de tablete cu Windows RT, ca de exemplu Microsoft Surface RT, dar le-au returnat imediat pentru că nu puteau rula aplicații decât din Windows Store. Avem și aici o versiune server pentru Windows 8, Windows Server 2012 și 2012 R2, bazate pe 8, respectiv 8.1. O poză cu un meniu de start pe Windows 8.1, prezentată ca un demo la o conferință Microsoft, stârnește reacții pe internet. Din aceeași poză se vede cum noile aplicații moderne din Windows 8 și 8.1 rulau în ferestre. Până atunci se puteau rula doar în full screen. Se vorbește că acesta ar fi cel de-al doilea update major pentru Windows 8, dar Microsoft își schimbă planurile. În octombrie 2014, compania anunță lansarea unei versiuni Technical Preview pentru Windows și a unui program Insider de testare a noilor versiuni de Windows. Tot atunci, Microsoft anunță că deținătorii de licențe pentru Windows 7, Windows 8 și Windows 8.1 vor putea face upgrade gratuit timp de un an la Windows 10, noul sistem de operare care urma să fie lansat în 2015.
Prima versiune de Windows 10 apare pe 29 iulie 2015, iar de atunci apar 3 pachete majore de actualizări. Se întoarce meniul de start, aplicațiile moderne pot fi rulate în ferestre, apare o nouă asistentă virtuală denumită Cortana, similară cu Siri de la Apple, și un nou browser denumit Microsoft Edge. Windows 10 este ultima versiune de Windows, primind actualizări de 2 ori pe an, nu la 3 ani cum era până acum. Din 2015, pentru Windows 10 au fost lansate 3 pachete de actualizări, următorul fiind programat pentru luna septembrie a acestui an. Istoria Windows-ului încă se scrie și astăzi, iar evoluția lui nu se oprește. Astăzi avem Windows pe tablete, telefoane, calculatoare, laptopuri, bancomate, echipamente medicale și chiar mașini industriale. Viitorul Windows este peste tot, iar eu mă opresc aici. Vom mai discuta despre Windows săptămâna asta și avem multe surprize, așa că vă invit să veniți și mâine, dar și vineri în PC Area. Pa!